Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Sănătatea ta. Astăzi, invitata mea este doamna dr. Carmen Ciufu, medic primar radiologiei și magistică medicală. Bine ați venit la noi, doamna doctor! Mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Vom vorbi despre un subiect de care ne lovim, cred că, foarte mulți în ziua de astăzi, și anume despre imagistica medicală astăzi. Știu că clinica dumneavoastră, unde lucrați, are un departament foarte frumos de imagistică medicală, dotată cu aparatură modernă digitală, și am vrea să aflăm și noi mai multe despre această imagistică medicală și pe parcurs o să vă adresez acele întrebări de care atât eu cât și publicul nostru este interesat. Așa că vom începe prima dată cu ce este imagistica în general. Date despre această imagistică medicală. Pentru că mă întrebați pe mine, vă voi răspunde că imagistica este cea mai frumoasă meserie. O medicină modernă este de neconceput fără acest ram al medicinei. Imagistica medicală este o unealtă de diagnostic. Este o unealtă minunată pentru că noi putem vedea în interiorul corpului uman fără să-l deschidem. Noi ajutăm clinicianul, chirurgul, internistul, hematologul să decidă o cale de diagnostic, o cale de tratament corect, furnizându-i o suspiciune de diagnostic. Diagnosticul imagistic diferă uneori de diagnosticul histopatologic. Diagnostic histopatologic care este pus de către medicul cu aceeași specialitate după ce are în față țesut dintr-o leziune. Imagistica medicală este o za foarte importantă în lanțul acesta complex de diagnostic și tratament al bolilor. Patologia s-a schimbat foarte mult în ultimii ani pentru că și stilul de viață s-a schimbat. Bolile pe care noi le învățam acum mulți ani, 30 de ani, 30 și de ani în facultate, au evoluat și este nevoie de imagistică medicală pentru un diagnostic de finețe. Acuratețe, rapiditate, este foarte important să am un diagnostic corect pentru a începe un tratament corect. Este o specialitate foarte tehnică, este în plin avânt, beneficiază din plin de inteligența artificială. Este important să cunoaștem toate mașinile cu care lucrăm, să le cunoaștem limitele, avantajele și dezavantajele, să combinăm diversele tipuri de aparate pentru a obține un diagnostic corect. Imagistica, să nu uităm, că a plecat de la binecunoscuta radiografie, descoperită acum 130 de ani, iar acum a ajuns la rezonanța magnetică, care este o metodă minunată de diagnostic a anumitor boli. Munca noastră este o muncă în echipă. Da, avem cele mai bune aparate, cele mai noi aparate. Nu se mai poate discuta de o medicină modernă fără o aparatură modernă și schimbată periodic, upgradată cu cele mai noi softuri. Avem și personalul medical care este trainuit pentru a folosi această metodă de diagnostic pentru toate aparatele acestea complexe. Sunt asistenți, sunt echipe de ingineri în spatele acestor aparate care le întrețin și de asemenea avem abordul multidisciplinar, adică munca în echipă. Fiecare pacient este unic. Boala s-a schimbat, bolile s-au schimbat în ziua de azi și atunci totul trebuie adaptat la noua patologie. Munca în echipă este un atu al clinicii noastre. Este foarte important ca imagistul să aibă alături clinicianul, să aibă chirurgul, să aibă ortopedul, să aibă oncologul, radioterapeutul. Deci noi avem comisii oncologice în care fiecare caz se discută, se studiază dosarul și pe baza acelei documentații se ia decizia cea mai corectă. Despre ce aparate vorbim? Eu, de exemplu, cunosc CT-ul și RMN-ul. Mai sunt și altele?
Da, am plecat de la radiologia clasică, care a evoluat foarte mult, acum există radiologie digitală, nu se mai folosesc filme. Ecografia, care a evoluat și ea foarte mult. Avem în centrul dedicat diagnosticului și tratamentului corect al cancerului de sân, avem un aparat de ecografie cu sonde speciale, strict pentru sân, cu frecvențe diferite, pentru că sânul poate fi mai voluminos, mai mic și atunci transductorul trebuie adaptat la dimensiunea sânului pentru a avea o imagine clară. Vorbim despre mamografia digitală cu tomosinteză, Nu este care, dureroasă. poftim, Nu este nu este dureroasă. dureroasă, da, există această idee preconcepută că este probabil, nu știu să vă spun, nu am experimentat, dar, într-adevăr, aparatele vechi de mamografie erau nevoite să comprime foarte Exact. mult sânul. Nu, acestea noi fac o compresiune decentă, după care noi creăm o imagine tridimensională a sânului și putem face în interiorul sânului slice-uri care să ne permită evidențierea unor leziuni mici. Vorbim și despre computer tomografie, dacă tot ați adus vorba despre, și despre rezonanța magnetică, da, care s-a dezvoltat foarte, foarte mult în ultimii ani. Am vorbit și despre prevenție, adică nu neapărat să avem ceva, să Corect. putem veni cu ajutorul medicului de familie, bănuiesc că nu o să Corect. venim de capul nostru, Corect. să facem, nu știu, să vedem despre ce este vorba, să ne educăm poate și în felul acesta că Avem sănătatea noastră nevoie. contează, da. Avem nevoie de educație, iar sănătatea este bunul nostru cel mai de preț. Noi trebuie să avem grijă de el. Și atunci, prezentarea periodică la medic pentru a preveni, pentru a depista anumite afecțiuni grave în stadii cât mai mici, necesită prezentarea pacientului în cabinetul Medicului. medicului, pornind de la medicul de familie. Da, cum să nu? Există colaborare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în care pacienții noștri pot beneficia de consulturi la diverse specialități. Pentru bărbați este foarte important ca după 45 de ani să înceapă să viziteze un medic urolog, femeile medicul ginecolog, toată lumea medicul internist, hematolog, neurolog. Se pot face consulturi cu bilet de trimitere de la medicul de familie, se pot face și examinări imagistice, CTRM, cu trimitere de la medicii specialiști. Clinica noastră promovează un soft de inteligență artificială. Se numește Alprevia, care este unic în țară și care mie mi se pare minunat. Este un soft care poate preveni majoritatea bolilor care sunt răspunzătoare de 80% din morțile inutile din România. Adică 80% din românii care mor ar putea fi salvați prin efectuarea unor examinări periodice. Este un soft dedicat fiecărui pacient, este personalizat în funcție de vârstă, de sex, de antecedente, de ce boli a mai avut pacientul respectiv, de ce boli au avut părinții, rudele apropiate și atunci se creează un algoritm de diagnostic pentru fiecare pacient în parte, de diagnostic precoce al cancerului de sân, al cancerului colorectal, al cancerului pulmonar, al cancerului de prostată. Sunt cancerele cele mai frecvente. Cancerul de sân are rata cea mai mare de mortalitate în rândul femeilor la noi în țară, urmat de cel colorectal și de cel pulmonar. Iată că ne-ați dat o informație extrem de importantă pentru noi toți, pentru că nu știu câți cunoșteau acest lucru, că pot veni și pot face acest lucru. Da. Vreau să vă mai întreb, ce se întâmplă în timpul unui RMN, de exemplu? Este dureros? Se folosește substanță de contrast? Este nevoie întotdeauna de această substanță? Nu.
Aici este medicul specialist radiolog de imagistică medicală care decide necesitatea, oportunitatea administrării substanței de contrast intravenos, pentru că până la urmă este o substanță introdusă în corpul omului care are și alte reacții, reacții adverse și trebuie foarte bine gândit fiecare caz în parte. Mi-aduce o informație utilă administrarea substanței de contrast sau nu? Dar acest lucru îl decide doar medicul specialist de imagistică medicală. Examinarea prin rezonanță magnetică nu este invazivă, nu este iradiantă, este un câmp magnetic, este o bobină mare, aparatul este format dintr-o bobină mare în care pacientul trebuie doar să stea nemișcat. Atât. Cu cât stă mai liniștit, cu atât imaginea este mai clară, nu este de lungă durată. Noi în clinică folosim protocoale europene dedicate fiecărui organ în parte și fiecărei patologii în parte, pentru că rezonanța magnetică este o metodă foarte specifică și dedicată unei boli, pot spune, unei patologii. Deci pe același organ eu pot face o examinare în 10 feluri, dacă medicul clinician mă roagă sau îmi trimite o suspiciune de diagnostic. Știu exact ce am de făcut, 4-5 secvențe, nu mai mult. Aparatele sunt noi, secvențele sunt rapide și atunci mai mult de 20 de minute nu durează un segment, o examinare. Și după ce începem examinarea nativă, ne dăm seama dacă avem nevoie de contrast intravenos sau nu. Noi avem medicul care în permanență urmărește examinarea pe mai multe aparate, da, e adevărat, pentru că sunt mai multe, dar întotdeauna avem medicul specialist de imagistică medicală care orientează asistentul de imagistică și care decide oportunitatea întreruperii sau a continuării examinării prin administrarea substanței de contrast intravenos. N-am avut alergii de la substanța de contrast la rezonanță magnetică, niciodată. Se pot face mai multe segmente în același timp? Bineînțeles, dacă pacientul are răbdare și stă nemișcat, putem face 3-4 segmente în același timp. Ne prelungește durata examinării, pentru că examinarea este pe fragmente, pe cap, separat, pe coloana cervicală, pe coloana toracală, pe coloana lumbară. Avem antene diferite, fiecare antenă este dedicată unui segment, deci pentru a avea o imagine cât mai clară trebuie să merg cât mai aproape de organul țintă. Vreau să vă întreb, sunt riscuri asociate expunerii la radiații în timpul imagisticii medicale? Doar dacă folosim metode care folosesc radiații, care utilizează radiații, cum este radiografia și mamografia și computer tomografia, atât, în rest nu. Iar aceste doze de iradiere se cumulează de-a lungul vieții. Adică dacă am făcut 10 CT-uri într-un an și mi-am atins doza maximă, toată viața nu mai am voie să fac CT. Știu că mă ajută foarte mult ce a spus puțin și mai devreme vis-a-vis de cancer. Da. Cred că este un subiect fierbinte pentru că cel puțin în jurul meu cu cine discut aud că există ori o suspiciune, ori că deja au probleme cu cancerul. Deci este o problemă spinoasă în țara noastră până la urmă această boală. Cât de mult poate ajuta? Enorm. Adică, enorm, nu? Enorm. De fapt, este pe tot globul, este a doua cauză de mortalitate după bolile cardiovasculare, se moare prin cancer. Cancerul îl descoper la timp și mă vindec. Dacă l-am descoperit în stadii mai avansate, duc o luptă pierdută din start. Îmi prelungesc doar durata de viață. Prevenția este foarte importantă aici. Prezentarea pacientului la medic o dată pe an, o dată la 2 ani, depinde de vârstă, depinde de antecedente. De aceea acest program de inteligență artificială al Previa este foarte util, pentru că îmi calculează automat la ce sunt expus, care este riscul, ce boală pot face și mă trimite la medic. Primesc pe telefon un SMS, anul acesta trebuie făcută o colonoscopie sau anul acesta trebuie făcută o mamografie, în funcție de vârstă. Vârsta, antecedente. Am descoperit cancerul la timp,
M-am vindecat. Asta trebuie reținut și în sensul acesta ar trebui să educăm populația în a se autopalpa femeile, a se prezenta periodic la medic pentru controle de rutină. În momentul în care am simptomatologie, cancerul este avansat local. Și atunci scad foarte mult șansele de a supraviețui. Vreau să vă întreb, este necesar, vorbind de prevenție, ca doamnele sau chiar domnii, că spunea și de prostată puțin mai devreme, să meargă ei să ceară medicului să le dea trimitere către o astfel de imagistică, să vină să facă o dată pe an sau o dată la jumătate de an sau 2 ani. Bănuiesc că este în funcție și de cum, dacă apare acolo o mică suspiciune sau de vârstă, nu? Da, de vârstă și de antecedente. Da. Și de antecedentele personale și de cele familiale, pentru că avem moșteniri genetice. Da, adică vorbim de ceea ce au moștenit de la părinți genetic. Da. Sau efectiv dacă au căpătat de-a lungul vieții și sunt boli care pot recidiva sau sunt boli care se asociază cu alte boli. Precum HPV-ul la femei. Exact, infecția cu acest virus. Da. Din acest motiv trebuie educată populația pentru a se prezenta și pentru a cere un bilet de trimitere către un specialist. Da, e foarte important de știut acest lucru și să lăsăm taburile la o parte. Da. De multe ori nu vin de rușine sau li se spune că e las când mi se întâmplă mie și nu este cazul să mă simt bine. Exact, de faza de negare. Și mai este o credință populară că dacă nu mă doare, nu e grav. Nu este așa, este invers. Tot ce nu doare este suspect și de cele mai multe ori este cancer. Iar cancerul de col uterin, știm că nu doare și cancer, de obicei. Niciun cancer. Cancerul de sân nu doare, cancerul colorectal nu doare, cancerul de col uterin nu doare, de endometru, de ovar. În momentul în care doare un cancer abdominal, înseamnă că există, da, există carcinomatoză peritoneală. Sunt metastaze locale și este în stadiu extrem de avansat. Mai doare un cancer de pancreas, dar tot așa, când e destul de mare, iar cel pulmonar nici atât. Nu doare. Deci, în principiu, cam orice fel de boală la dumneavoastră se poate descoperi prin această imagistică medicală? Da, ăsta este rolul imagisticii, de a utiliza metode neinvazive pentru un diagnostic precoce al bolilor, al foarte multor boli, în special a cancerului, care are o mortalitate atât de mare în ultimul timp. Și am mai întâlnit în ultima perioadă și bănuiesc că tot cu ajutorul dumneavoastră se poate rezolva de a afla exact procentul despre scolioză a copiilor, mai ales din cauza ghiozanelor care sunt foarte grele. Și nu numai. Și nu numai, iată că pot veni printr-un RMN, pot vedea exact situația coloanei copilului. Pentru scolioză noi facem o radiografie a întregii coloane în picioare, pentru că e foarte important să examinez coloana în sarcină. La rezonanță magnetică pacientul este poziționat în decubit dorsal, deci pe spate relaxat. Nu pot face aprecieri despre curburile coloanei. Dar la radiografie, da, se poate, se numește stitching, se face toată coloana, se măsoară unghiurile și putem pune diagnostic de scolioză, cifoză. Dar nu numai ghiozdanul este incriminat, da, este greu, dar lipsa de mișcare a copiilor din ziua de azi. Deci, noi avem hernii de disc la copii de 16 ani, dar hernii care trebuie operate. Nu exista așa ceva acum 15 ani, nici acum 10 ani nu exista, 10 ani, 15 ani. Se datorează faptului că ei nu mai fac sport. Petrec foarte multe ore pe scaun, la școală, acasă, între prieteni. Când se întâlnesc, ei stau tot pe scaun, tot cu ghegeturile în față, cu capul aplecat și atunci musculatura lor nu se dezvoltă și dezvoltă patologii osteoarticulare la vârste din ce în ce mai fragede. Stilul de viață este foarte important în prevenție, pe lângă vizita la medic. Este important să ajut și eu medicul, să am grijă. Da, asta vreau să zic, că ne întoarcem înapoi la prevenție și educație. Exact, totul de acolo pleacă.
Ce mai puteți spune de această imagistică medicală? Imagistica medicală decide în ziua de astăzi dacă un pacient este rechemat, dacă este o suspiciune, dacă necesită alte metode de diagnostic. E un punct de plecare foarte important care duce într-un final la rezolvarea fiecărui caz, că fiecare pacient este un caz. Salvează vieți. Este, v-am spus, este o cale, este o metodă minunată, neinvazivă, de diagnostic precoce, fără de care medicina modernă nu poate exista, fără de care un clinician nu poate prescrie un tratament corect. Salvează vieți. Este, face parte din medicina, din actul medical modern. Radiologul, medicul specialist, imagist, lucrează cu ceilalți medici, cu colegi clinicieni pentru fiecare caz. Se iau deciziile corecte pentru fiecare boală în parte și pentru fiecare pacient în parte. Și când vorbiți de salvează vieți, iată că de fapt vorbim despre beneficii ale pacienților în urma acestor controale periodice prin metode de imagistică medicală, da. Și aș vrea să mai punem puțin accentul și pe faptul că la clinică dumneavoastră lucrați cu casa de asigurări și iată că nu mai putem să spunem nu merg pentru că nu că am nu bani. Am bani, da. Nu, nu există așa ceva. Nu. Dacă îmi doresc să fiu sănătos, îmi doresc să nu îi împovăresc pe cei din jurul meu, pentru că noi vedem lucrurile acestea zi de zi. E o traumă nu numai pentru pacient să vină într-un stadiu avansat, să aibă dureri, toată lumea să ridice din număr mai mult de atât, nu se poate face, dar este și trauma familiei care privește neputincioasă la suferințele părintelui sau al rudei. Nu există o astfel de scuză, nu. Oricând pacientul din România poate merge, se poate prezenta la medicul de familie care îi va elibera un bilet de trimitere către o ecografie abdominală mamară, un examen la medicul clinician și de acolo mai departe. Deci există. În ziua de astăzi există în România, da. Și o ultimă întrebare, pentru că mai avem doar 3 minute și se termină emisiunea, din păcate. Cum trebuie pregătit, de fapt, pacientul care urmează? Pentru că sunt persoane care sunt claustrofobe și nu pot sta acolo închiși sau sunt anxioase. Da. Sau, efectiv, poate sunt persoane atât de solide încât nu încap în acel aparat. Sunt soluții? Există soluții. Avem un aparat nou de rezonanță magnetică, că aici vă referiți, de 3 Tesla, care are un bor mai larg, este cel mai larg, și atunci intră și pacienții mai solizi. În general, sunt pregătiți prin telefon în momentul în care își fac programarea, că trebuie să vină nemâncați, în eventualitatea că este nevoie de administrarea acelei substanțe de contrast pe venă, care poate da niște reacții digestive, senzație de greață, vărsătură. Ideal este să vină nemâncați. Și cam atât. În rest, nu este o pregătire prealabilă. Psihica acasă. Psihica acasă. Cei care sunt claustrofobi, cu adevărat știu că sunt și vin și spun, sunt claustrofob. Și atunci noi oferim acest serviciu de rezonanță magnetică cu anestezie. Avem aparat de anestezie dedicat, care stă acolo în câmpul magnetic, este special și se face fără niciun fel de problemă orice examinare prin rezonanță magnetică, computer tomografie, examinare ecografică, mamografică, radiografică. Deci acoperim tot spectrul imagisticii medicale. Deci iată că există soluții de fapt pentru orice altă problemă. Important este ca telespectatorii noștri doar să vină la medic. Da, corect. Corect. Să aibă grijă de sănătatea. Exact. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezența dumneavoastră aici în platoul nostru la Antena 3 Constanța și vă așteptăm cu mare drag și cu alte ocazii și cu alte teme. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate. Mulțumim.
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi și ca să termin exact cum a spus și doamna doctor, vă dorim multă sănătate. Pe data viitoare!